Au avut restaurantele închise, deci le-au lipsit clienții și încasările. Unii proprietari așteaptă și acum banii promiși de la stat pentru plata șomajului tehnic. Din păcate, nici noi nu am primit nici șomajul tehnic din partea statului, dar nici fondurile, granturile promise din partea Uniunii Europene. Nu a fost o coerență în ceea ce privește nici aplicarea pentru astfel de fonduri și nu a fost o transparență la care să avem acces. În fiecare lună primim același răspuns. Încă nu le-am primit, încă este un delay, încă așteptăm, vom vedea, vă ținem la curent. Banii pentru plata șomajului tehnic ar fi trebuit să vină de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, așa că am întrebat acolo. Și aș putea să primesc un răspuns astăzi, până în ora 17, să spunem? Nu știu asta. Dar noi răspundem destul de rapid la presă.